Bun găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Terapia TCAR, în ce constă și ce probleme de sănătate pot fi tratate cu această formă de terapie? O nouă rubrică la dentist cu Dr. Leahu. Calitățile curative ale nalbei și o mască naturală pentru ten potrivită pentru această perioadă, la rubrica de remedii naturiste. Terapia TCAR, aplicată în cadrul programelor de recuperare sau reabilitare medicală, stimulează energia din interiorul țesuturilor cu ajutorul căldurii, scopul fiind acela de activare a proceselor naturale de vindecare și recuperare ale organismului. Această terapie poate fi aplicată cu succes pentru combaterea durerilor în cazul sistemului locomotor, însemnând oase, articulații și musculatură, dar contribuie și la prevenirea accidentărilor ulterioare recuperării. TCAR este considerată drept unul dintre cele mai eficiente tratamente non-invazive existente la ora actuală. Cu detalii, conferențiar universitar dr. Gilda Mologianu, medic primară, recuperare medicală, în cadrul clinicii NeoLife din București. Transfer energetic, capacitiv sau și rezistiv, așa se traduce, este o formă de termoterapie profundă, diatermie, asemănătoare undelor scurte din arsenalul terapiei fizicale, electroterapiei, cu beneficii reale în tratarea afecțiunilor aparatului locomotor, și nu numai. Prin TCAR se realizează o creștere a circulației la nivelul țesuturilor tratate, cu îmbunătățirea troficității țesuturilor, ameliorarea schimburilor celulare, îmbunătățirea refacerii țesuturilor, tocmai prin ameliorarea circulației arteriale, venoase și limfatice în zonele de tratat. Totodată, în acele zone este favorizată eliminarea unor cataboliți nocivi și a unor substanțe care sunt responsabile de perenizarea durerii. Deci, efectele sunt antialgice de relaxare musculară și de refacerea țesuturilor. Este indicat în afecțiunile din domeniul reumatologiei, deci afecțiuni ale aparatului locomotor în principal, artroze, gonartroza, adică artroza genunchiului, coxartroza, artroza șoldului, afecțiuni periarticulare, adică periartrita de umăr, de șold, tendinite, bursite, epicondilite, afecțiunile degenerative ale coloanei cervicodorsolombare, afecțiuni ale miofasciale, fibromialgia, afecțiuni post-traumatice și ortopedice, și aici o mențiune, adică statusurile post-fractură după suprimarea imobilizării în aparat gipsat sau în orteză. Și aici o mențiune specială este că acest tip de terapie se poate folosi și pe implanturi metalice, spre deosebire de alte forme de electroterapie, cum ar fi undele scurte. Se mai poate utiliza TCAR-ul și mai nou în afecțiuni ginecologice și urologice. Și în medicina sportivă poate fi utilizat cu mare succes. Terapia TCAR are și contraindicații. Între acestea este stimulatorul, pacienții care au stimulator cardiac, pacemakerele, sunt contraindicate, pacienții diabetici cu pompă de insulină, pacienți cu neoplazii,
care au contraindicație în general pentru anumite tipuri de terapie fizicală, pacienții cu tulburări de coagulare, fie că au statusuri procoagulante sau dimpotrivă suferă de coagulopatii sau iau tratamente anticoagulante, pacienții tineri, copiii sau adolescenții pe zonele cartilajului de creștere, femeile însărcinate și pacienții care prezintă epilepsie, afecțiuni febrile, procese infecțioase, hematoame, nu este indicat. Tecarul face parte dintre mijloacele de terapie, de termoterapie profundă. Este asemănător undelor scurte, numai că modalitatea de aplicare este diferită. Este, deci, diatermie, o procedură de termoterapie profundă, în care se produce încălzirea țesuturilor în profunzime. Se utilizează doi electrozi care se aplică pe zona lezată și un gel care favorizează procedura în sine. Deosebirea față de undele scurte, deci de altă formă de diatermie, este că în acest caz, în cazul tecarului, există electrozi flexibili care se aplică de către terapeut direct pe țesutul de tratat, deci este foarte specifică. Și în afară de aceasta, fiind electrozi flexibili, pot fi efectuate simultan și alte proceduri, precum terapie manuală sau kinetoterapie. Sunt necesare cel puțin 5 ședințe, aș zice că optim 10, cel puțin, care au o durată variabilă în funcție de afecțiunea pe care o tratăm, dar necesită cam 20 de minute fiecare ședință pentru o regiune de tratat. Aceste ședințe pot fi efectuate zilnic sau la 2 zile. Efectele pot apărea imediat după ședința de tecar. Există și situații în care poate apărea o încălzire a țesuturilor care poate produce o accentuare a durerii și inflamației în zona lezată, dar care sunt pasagere. Reacțiile adverse țin de respectarea contraindicațiilor despre care am vorbit și de eventual utilizarea corespunzătoare a aparatului de către terapeut, dar se rezumă doar la ceea ce am mai spus, adică la o încălzire a țesuturilor care poate provoca durere și accentuarea pasageră a inflamației, care se tratează corespunzător. Tot ce trebuie să știți cu privire la implantul dentar, soluția potrivită de înlocuire a dintelui după extracție. Într-o nouă rubrică, La Dentist cu Dr. Leahu. Ok? Mulțumesc. Bun găsit! O extracție dentară nu este o nenorocire. Locul lăsat gol, timp îndelungat, poate fi însă un mare necaz, din cauza că restul dinților pot migra în timp și pot fi atacați de carie sau chiar de boala parodontală. Stomatologia actuală asigură însă cea mai eficientă soluție pentru înlocuirea dintelui lipsă, implantul dentar. Dinții, în primul rând, joacă un rol de stimulare, adică stimulează osul în jurul lor, astfel încât, odată cu trecerea timpului, deși se instalează procesele de îmbătrânire și automat de topire a osului, dinții joacă rol de piloni, adică mențin osul în jurul lor și tocmai împiedică pierderea acestuia. Astfel, odată cu pierderea dintelui și lăsat să treacă o perioadă îndelungată după ce l-am pierdut, osul pur și simplu se topește.
Și cred că asta este cea mai importantă consecință a neînlocuirii dintelui, distrugerea țesutului dur și implicit a suportului osos. Odată pierdut un dințișor, se pierde echilibrul ăsta în aliniamentul dinților și dinții pur și simplu încearcă să ocupe toată suprafața masticatorie. Adică dacă pierdem un dințișor, cei restanți încep să se depărteze ca într-un evantai, ca să acopere și să facă și treaba celui pierdut. Și de aceea se poate instala chiar și o boală parodontală pe fondul măririi spațiilor dintre dinți și implicit a reținerii alimentelor între dințișorii spațiați. În ceea ce privește apariția cariilor în astfel de situații, o igienă riguroasă le poate preveni. Dar cel mai sigur mod de a evita migrarea dinților și afecțiuni precum boala parodontală sau caria este înlocuirea dintelui lipsă cu implantul dentar. Este important ca dintele pierdut să fie înlocuit în maximum un an. Intervenția va fi mai simplă pentru pacient, la fel și recuperarea. În momentul în care pacientul s-a decis și are nevoie de un implant dentar, ședința începe tot timpul cu anestezia locală, pentru că pacientul trebuie să fie în confort maxim, iar pentru a asigura acest lucru, noi aici de cele mai multe ori folosim și procedeul sedării conștiente. Bineînțeles, asta depinde foarte mult și de amplitudinea intervenției. Adică în cazul în care pacientul este echilibrat și n-a avut foarte multe experiențe negative cu stomatologul, pentru unu sau două implanturi este suficient anestezia locală pentru a-i aduce starea de confort și pentru a începe intervenția. Unele persoane au nevoie de un implant două, altele de un număr mai mare. Medicul este cel care evaluează situația și decide de comun acord cu pacientul câte implanturi va insera într-o ședință de tratament. Ca număr maxim de implanturi dentare, personal nu am inserat niciodată mai mult de 16, pentru că logica noastră medicală spune că osul, precum unei scânduri, nu trebuie să fie bătut din aproape în aproape, pentru că mai mereu trebuie să ne lăsăm loc de bună ziua, pentru că omul fiind o ființă vie, de cele mai multe ori, se poate îmbolnăvi. Și implanturile dentare la un moment dat se pot îmbolnăvi și dacă nu lăsăm un loc minim de bună ziua între ele, acolo se pot produce adevărate hăuri, adevărate defecte osoase, mult mai greu de restaurat de la capăt, cum ar veni. Referitor la recuperarea pacientului după implantul dentar, aceasta variază în funcție de gradul de sensibilitate al fiecăruia, dar și în raport cu amplitudinea intervenției. Indicațiile postoperatorii pentru o vindecare cât mai rapidă și mai fără incidente nu sunt multe. Adică eu pun foarte mare preț pe igiena locală, pentru că asemenea oricărei răni de pe corp și rănile din gură necesită mentenanță. Trebuie să fie curate pentru ca gingia să se lipească cât mai bine și să se lipească în primele 7 zile. Asta e esențial, ca să țină la protecție toate materialele pe care le-am adăugat noi. Pe lângă igienă, e important și un oarecare repaus, adică 3-5 zile bine ar fi ca pacientul să nu facă activitate fizică intensă, să evite să ridice obiecte grele și să fie într-o stare de echilibru. Ajută foarte mult și compresele reci, mai ales în primele 24-48 de ore, pentru că temperează umflătura și tocmai grăbesc vindecarea. Deci, în mare, cam astea ar fi. Igienă, rece și să-și ia pastiluțele și să vină la control. Totul a început cu o mare ambiție și cu o promisiune pe măsură. De a trata fiecare pacient ca cel mai important pacient al nostru. Iar cu fiecare clinică nou deschisă ducem mai departe această promisiune. Clinicile Dr. Leahu. Sănătate reală, așa cum am promis. Calitățile curative ale nalbei, planta care transformă apa în gel vindecător și o mască naturală pentru ten cu efect reparator și calmant. La rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Nalba mare, planta care transformă apa în gel vindecător, are efecte benefice într-o gamă largă de afecțiuni.
O mască naturală din ceai verde, aloe vera și făină de orez este un adevărat leac pentru pielea feței agresate de frig și intemperii sau marcate de vârstă ori oboseală. Calitățile curative ale nalbei și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre nalbă. Sunt două feluri de nalbă, mare și de pădure. Astăzi o să vorbim despre calitățile curative ale nalbei mari, ale cărei frunze și flori sunt utilizate de peste 2000 de ani în tratarea unor afecțiuni. În scop medicinal se recoltează frunzele înainte de înflorirea plantei, florile în timpul înfloririi și rădăcina atunci când nalba este uscată înainte de a îngheța pământul. Rădăcina nu se spală de pământ, ci se curăță de coajă, apoi se taie în bucăți și se usucă la umbră, în locuri uscate și aerisite. Rădăcina și frunzele plantei conțin un mucilagiu și atunci când sunt puse în apă, formează un gel strălucitor. În urma studiilor s-a constatat că nalba are o concentrație mare de polizaharide care dă viscozitate lichidului în care este pusă. Mucilagiul de nalbă mare are proprietăți antiinflamatoare, emoliente, antibacteriene și analgezice. Se prepară sub formă de infuzie, extract, pulbere, capsule, unguent, sirop și cataplasme. De asemenea, se poate prepara așa zisa apă cu nalbă mare, din pulbere de rădăcină sau rădăcină tocată mărunt peste care se toarnă apă rece. Lichidul, care devine viscos, de culoare galbenă și cu gust dulceag, se strecoară și se bea după circa 8 ore. Preparatele din nalbă mare acționează în special asupra mucoaselor sistemului digestiv, aparatului respirator și a celui urinar. Infuzia și extractul de nalbă mare se administrează în afecțiuni inflamatorii precum ulcer, gastrită, indigestie, constipație și boala Crohn. De asemenea, au efect în ameliorarea durerilor de gât și a tusei, dar și în combaterea infecțiilor urinare. Preparatele pot fi administrate și în scopul prevenirii unor astfel de afecțiuni. Boli ale pielii precum furunculoză, eczeme și dermatite pot fi tratate cu unguente pe bază de rădăcină de nalbă. Preparatele din nalbă mare ajută și la vindecarea rănilor. De asemenea, contribuie la protejarea pielii, prevenind arsurile solare. De altfel, în gama variată a cremelor de protecție solară, există și cele care conțin extract de rădăcină de nalbă mare. Atenție! Persoanele care suferă de diabet ar trebui să consulte medicul înainte de a utiliza preparate din nalbă mare. De asemenea, preparatele din nalbă pot afecta absorbția medicamentelor sau a altor preparate pe bază de plante medicinale. Nu în ultimul rând, nalba ar putea avea efect diuretic, influențând astfel creșterea cantității de litium în organism. Atât despre nalbă. Este momentul să ne ocupăm de frumusețea tenului și vă propun astăzi o mască naturală din ceai verde, aloe vera și făină de orez. Ca să o preparați, aveți nevoie de un ceai verde foarte concentrat, o lingură de făină de orez și două lingurițe de gel de aloe vera bio. Ceaiul îl preparați din 3 pliculețe la o ceșcuță de apă. După ce se răcește, puneți făina și gelul de aloe și amestecați bine. Pasta obținută o aplicați pe față, gât și decolteu și lăsați să acționeze circa 25 de minute. Clătiți apoi cu apă călduță. Masca are efect reparator și calmant. Pielea rămâne proaspătă, catifelată și luminoasă. Ne apropiem de final și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că dafinul era venerat în Imperiul Roman? Dafinul era dedicat zeului Apollo, iar din ramurile sale pline de frunze erau împletite cununi purtate de împărații romani. Știați că extractul din fructul castității este de 300 de ori mai dulce decât zahărul? Știați că în ghețarii din Antarctica se află circa 80% din apele dulci ale planetei? Dacă ghețarii s-ar topi complet, nivelul oceanelor ar crește cu aproape 60 de metri. Atât pentru astăzi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. O mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook.
Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!